pare de la dansul ăla de... Doar îți pare că valsul îți rupe puțin coloana, știi? Păi dansăm rămas... în partea cealaltă și atunci... Ce-am început emisiunea? Da? Ah! Sărut mâna, bună seara! Bună seara tuturor! Mă bucur să revenim cu această frumoasă emisiune care, nu-i așa, oferă un premiu. Zi tu ce oferim, repede! Nu știu, nu ea nu știe pe ce lume este după dansul de aseară. Oferim o mașină celor care câștigă 10 ediții sau celor care vor fi foarte buni și vor ajunge în acea ediție specială pe care o să organizăm cu cei 3 cei mai buni, dacă nu ia nimeni premiul cel mare. Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat ieri. Am avut bucuria să o întâlnim pe Cornelia, care a revenit la noi cu gândul de a merge și mai departe. Să vedem dacă va putea să facă acest lucru, având în vedere că alături de noi este și Achim Haidău și Florin Ene. Numai cu acordul Corneliei spunem... Nu spunem. Fără acordul Corneliei spunem, începem ediția de astăzi, câștigă România! Bun. Păi începem ca de obicei. Să vedem încotro mergem. Din Giurgiu până în Tulcea. Pornim cu Cornelia. Prima întrebare, deja are experiența unei ediții câștigate. A trebuit să-ți fie mai ușor. În 2016 a câștigat atât campionatul intern, cât și Supercupa României. Vorbim despre Astra Giurgiu, Dunărea Călugăreni, Viitorul Giurgiu, Avântul Prăbușirea. Viitorul Giurgiu. Poftim? 2016. 2016. Viitorul Giurgiu. Viitorul Giurgiu? Da. Bravo. Le-am cu... Blocăm. Cine e acolo? A cui echipă Viitorul Giurgiu? Ce-și mută și... Că și Astra era... Astra? Unde era? Bănuiesc că prin Arad pe undeva. Mă rog, aia e altceva. Viitorul este puțin Constanța. Da, echipa Hagi. Lui Hagi, da? Da, da, da? Astra Giurgiu. Asta e răspunsul corect. Nu-i nimic. Plecăm data viitoare din Giurgiu. Poate folosim varianta ajutătoare. Scoate-mă din județ. Deocamdată. Să vedem ce face Achim la prima întrebare. De la câștigă România, pentru că nu cred că ai mai fost. Nu. Nu? Bine, Tudor Vianu nu a scris despre unul dintre acești autori. Eminescu, Schiller, Cervantes sau Solzhenitsyn? Solzhenitsyn. Poftim? Solzhenitsyn nu l-a scris. Cine? Solzhenitsyn. 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 Este un dizident rus. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn este varianta corectă. Și ne întoarcem privirile spre Florin, care e pregătit să ne dea primul răspuns la întrebarea din Giurgiu. Suntem în prima rundă, începem ușor, ușor, destul de timid la Cornelia, dar Vadul Călugăreni, nota Bălcescu, a fost pentru Mihai Viteazu ca locul victoriei perșilor. Maraton, Furcile Caudine, Troia, Termopile. Aleg varianta Termopile. Răspuns corect, domnule! Bun, și situația e următoarea. Voi ați reușit să ieșiți din județ. Te întreb, folosim varianta ajutătoare, scoate-mă din județ, sau mergem mai departe cu întrebările obișnuite? Mai mergem. Mai mergem o dată. Încercăm să ieșim din Giurgiu cu această întrebare. Conac, în Adunații Copăceni, care poartă numele celei mai mari bănci românești interbelice. Albina, Marmoroș Blanc, Dunărea Românească sau Furnica? Albina. Albina? Da. Bine. Sună cunoscut, dar vorbim despre Marmoroș Blanc. Este
cel mai mare faliment din istorie. Dar e faliment de la cinstit, nu e de la cum îi ziceam, băncii alea după 90 de au băgat mâna până la cot toți. Bancorex. Nu e Bancorex. Bancorexul artă. Acolo a fost artă, tată. Și dacă vă uitați în jur la miliardari și milionari și politicieni foarte bogați, au legătură directă cu Bancorexul. Bun. Județul următor. De unde ești, Achim? Din Mureș. De Mureș. Ai auzit de Mesiuș din, de unde se trage gaz metan, din Sărmășel. Aha. Și cu ce te ocupi? Acum sunt pensionar. Am fost frigotehnist. A, da? La Tecnofric Cluj-Napoca. Bravo. Fain. Bravo. Și ești preocupat așa de cultura generală? Da, de... Atunci. Da, bravo. Succes. Mulțumesc. Hai să vedem. Județul următor, prin ce județ ar trebui să mergem noi? În orice direcție. În orice direcție e drept. Putem să o luăm și pe Teleorman, Dâmbovița, Irvov sau Călăraș. Dar ideal ar fi să mergem în direcția... Spre Botoșani. Spre Botoșani. Doar că trebuie să mergem în Tulcea. Ce alegem? Călăraș, Irvov, ce alegem? Da, Brăila, nu se poate? Nu. N-am ajuns la Brăila încă. Călăraș. Nu, că am zis, am venit să ne distrăm aici, nu stăm triști așa, iurea. Municipiul Oltenița a fost prima dată atestat în 1515 printr-un document al domnitorului Mihai Viteazu, Vasile Lupu, Neagohe Basarab sau Mircea cel Bătrân? Ce, mi-a sigur Mircea cel Bătrân. Bine. Răspunsul corect este Neagohe Basarab, dar nu-i nimic, că o luăm în cu totul altă direcție. Florin. Călăraș. Județul Călăraș ne oferă posibilitatea să mergem spre Tulcea. Culmea, pe raza comunei Borcea se află un important obiectiv militar. Port, aeroport, heliport, cosmodrom. Ce-ar putea fi? Oscilez între aeroport și heliport. Heliport. Final? Final. Bine? De obicei, heliportul... Se fac aplicații acolo... E mai mic militare. Așa, dacă tot e militar și au făcut un heliport, nu făceau un aeroport mai degrabă și foloseau și elicopterele acel aeroport? Aeroport! Este varianta corectă, dar e de reținut, că nu știu câtă lume știa treaba asta. În concediu acolo mă duc să... A, exact, bravo. Ia avionul, că e cursă, e cursă. Noi avem împânzită țara de aeroporturi și de curse interne foarte multe, aproape șase. Bun. Suntem în... Opa! Ce faci? Ce faci, Cornelia? Bine, ești bine? Pare că nu mă place. Vrei să mai dansăm? La sfârșit. La sfârșitul cui? Nu știu, când... Hai să vedem, folosim varianta ajutătoare, scoate-mă din județ? Da, o folosim. Da? Da. Hai să vedem în ce scop. Întrebarea. Scoate-mă din județ pentru Cornelia. Unde se află Fontana di Trevi, fântâna despre care se crede că împlinește dorințele? Lisabona, Madrid, Roma, Torino. Fontana di Trevi. Da, știu, între Roma și Torino. Deci avem Lisabona, Madrid, nu. Roma, Torino. Toate sunt Germania. Da, nu, în Italia, dar n-am ajuns încă acolo. Trebuia să știu. Torino. Cum? Tokyo? Torino. Ah, Torino, zicem, da? Acolo Juventus. Roma este varianta corectă. Fontana di Trevi este în Roma. Și pe acolo e mai mult un loc de... E un studio foto, adică cine trece pe acolo nu are cum să nu facă un story, un... zi un selfie și așa mai departe. Deci rămâi în județ. Ai pierdut ocazia să ieși din județ cu această variantă ajutătoare, lucru rar. Dar mergem mai departe la Achim. Achim, tu, ca să mergi în Tulcea, prin ce județ vrei să treci? Ia. Ialomița.
Ialomița nu se învecinează cu Giurgiu, județul unde suntem acum. Deci Giurgiu a fost bine că am răspuns corect. Ilfov. Ilfov. Și eu zic că e cel mai bun, că după aia putem să mergem prin Ialomița și mai departe Constanța Ilfov. Sau Brăila sau Tulcea direct, ca să nu mai... Așa, Ilfov. Doar una dintre aceste piese este cântată de Dan Bittman. Ochii tăi, de vei pleca dacă ploaia s-ar opri, sau Fata din vis. Ochii tăi. Cu mine vorbești? Da. Ce-i cu ei? Ce-i cu ochii tăi? Asta e valabil. Asta e valabil? Da. Adică îl blocăm? Da. Bine. Știi cum sună? Am un pic așa? Hm? Nu prea, ha? Da. Răspunsul este corect, ochii tăi. Mi-a venit în minte Șarfa Andară lui Baniciu. Ce piesă frumoasă. Nu? No? Tu o știi, tu nu o știi, ha? Șarfa Andar, ajungi acasă și pui piesa Șarfa Andar și plângi. Plângi, asculți, plângi și asculți. Bine? Bine. Bine. După care să-ți amintești că ai fost aici și o să zâmbești. Județul următor... Ilfov. Ilfov. Bine. O rundă foarte interesantă, de altfel cred că va fi o ediție foarte interesantă, având în vedere evoluția și... Pentru că este marți, nu? Da. Cum se zice? De marți, trei... Ceasurile. Dar trei concurenți buni. Super. Pentru că de asta e tensiunea asta. Meargă pictorii la țară ca să piară de căldură și de praf. Zice Minulescu, Topârceanu, Sadoveanu sau Arghezii. Și dacă tot am amintit de Șarfă în dar, tot Baniciu cânta și o piesă pe aceste versuri. A zice Topârceanu. Mergem pe Topârceanu? Răspuns final. Știu cânte. Meargă pictorii la țară ca să piară de căldură și de praf. Topârceanu, răspuns corect! Și-am mai auzit-o cu post-scriptum pe vremuri, la mare, la terasa, la terasa. Bun, ce facem? Ce facem, Cornelia? Nu știu ce se întâmplă, dar încerc să... Tu ai câștigat o ediție, știi? Tocmai nu, e... Ai avut și întrebare grea asta cu Fontana di Trevi, sincer? Nu, îmi pare rău, cred că o să visez noaptea de acum. Știu cum arată, știu. Hai ce să vedem o întrebare, acolo. Poate plecăm totuși de acolo. Regatul meu pentru un cal. Au fost ultimele cuvinte rostite pe scenă de George Vraca în Răzvan și Vidra, Otelo, Richard al III-lea, Omul cu mârțoaga. Richard al III-lea. Final? Final. Bine. Am văzut un documentar foarte frumos cu Al Pacino despre piesă, despre Richard al III-lea și, mamă, senzație dacă îl prindeți să-l vedeți. Răspuns corect! E, Achim, știi că ai numele unui mare cântăreț din Banat, Achim Nica, de muzică populară. Născut în 20 ianuarie. Ai auzit, ha? 1930. Fain. La Oașa. Nu Oașa, nu. Obr? Nu. Nu contează, să vedem județul, că acum aici e curiozitatea mea, aici sunt cele mai mari probleme. În rest, tu te descurci. Avem așa, Dâmbovița, Prahova sau Ialomița? Pe unde vrem să o luăm? Spre Tulcea. Prahova. Prahova. Da. Bine, ok. Mergem prin Prahova. Județul Prahova ne spune că... Inginer, mare inventator, a realizat rucsacul zburător. Anastase Dragomir, Traian Vuia, Justin Capră, Petrache Poenaru. Anastase Dragomir. Anastase Dragomir. Îl blocăm, doar că Justin Capră este răspunsul corect. Nu uitați de variantele ajutătoare.
Întreabă un prieten, da? Și scoate-mă din județ, va fi cazul în runda următoare, pentru că toți am plecat din județul inițial. Județul tău următor, Florin? Ia Lomița. Cele 40 de ani fost regăsite la piscul Crăsani indică legăturile getodacilor cu elinii din Tomis, Tanais, Milet, Bizantion. Cel mai apropiat cetate grecească a fost Tomis. Răspuns corect, Tomis! Draga mea, ai scăpat de județul Giurgiu, da. Și mergem frumos, lin. În Călăraș. Bine. Iată întrebarea. În municipiul Oltenița se află un muzeu al acestei vechi civilizații. Hamangia, Coțofeni, Gumelnița, Cucuteni. Cucuteni, nu? În municipiul Oltenița se află un muzeu. Și vorbim de o civilizație veche. Gumelnița. Răspuns corect, Gumelnița, bravo! Achim? Da. Buzău. Buzăul este un județ interesant. Are vulcan Noroioș, are multe chestii mișto. Doar că suntem acum în Ilfov. Am răspuns corect la această întrebare din Ilfov, prin care ai trecut data trecută. Am avea două variante. Dâmbovița sau Ialomița, ca să o luăm spre Tulcea. Ce alegem? Brăila, a? Brăila să fie. Ești contra mea. Ia Lomița. Cel mai bine. Întrebarea. În perioada Evului Mediu era un important centru comercial în Bărăgan, orașul de floci, Cornățel, Capidava, Almăș. Orașul de floci al lui Mihai Viteazu. Răspuns corect! Bravo, domnule! Dar și oamenii aia puteau să se epileze, frate, că totuși... Așa. Județul următor, Florin. Aleg județul Constanța. Constanța, tu cu ce te ocupi? Sunt operator rețele apă la firma de exploatare apă din Ploiești, cu specializarea inspector rețele de canalizare. Adică o video. Tu te duci să vezi țepușele alea dacă-s băgate bine în țevile alea, a? Nu, undeva la interior. A, tu pe interior te bași să vezi, exact, dacă se vede lumina. Stabilim defectele, panta sau contrapanta. Dar cum e posibil? Iartă-mă că știi la ce mă refer. La ce, acea țeavă din, nu mai știu din ce oraș, care era țeava centrală de alimentare a orașului cu apă și era... Erau băgate țepușe în găurile din acea țeavă, dar... Zeci, dacă nu sute. Nu ai văzut, nu? Nu. Uitați-vă. La Ploiești nu e așa ceva. Ai, știu. Și primarul zicea, nu-i treaba mea. Foarte interesant. A? Ziceți-mi voi în ce oraș era, că merită menționat. Chiar nu știu. Deci rețeaua principală de apă? Nu. Așa, cu cine ai venit? Cu soția, băiatul și... Sărut mâna. O nepoată. Unde e băiatul? A, așa, și? Și o nepoată. Și o nepoată. Care mă va ajuta în cazul unei întrebări suplimentare. A, tu o să ne ajuți, da? Îmi pare bine, mă bucur. Așa, deocamdată n-a fost nevoie să vedem întrebarea din... Constanța. Întrebarea. Aviz de cultură. Grecii constanțeni au deschis întâia școală, 1867, și apoi primul teatru, primul casino, prima tavernă sau ringul de dans. Dacă e vorba de cultură, trebuie să fie teatru. Teatru, răspuns corect! Cornelia? Constanța! Și apoi Tulcea. Uite, ai stat tu aici, ai stat în Giurgiu, dar te-ai apropiat. Apostolul care a creștinat Dobrogea este și ocrotitorul României.
Sfântul Andrei. Petru Ioan Andrei Iosif. Tu zici? Andrei. Ce am zis? Petru Ioan Andrei Iosif? Andrei. Andrei? Da. Andrei Iosif sau Andrei Simplu? Andrei Simplu. Andrei Simplu. Răspuns corect! Și ce facem? Breila. După puțin timp de la invenția lui Edison, în 1893 la Breila s-a pus în funcțiune primul telefon, primul troleibuz, prima uzină electrică sau prima pescărie automatizată. Telefon. Telefon? Bine. Vorbim aici despre, știe careva? Telefon. Prima uzină electrică. Da. Mergem mai departe la Florin, care poate ajunge la destinație cu această întrebare și răspunsul lui corect. Cetate de unde se urmărea comerțul terestru pe apă, inclusiv cel dinspre Marea Neagră. Și avem Sulina, Enisala, Dobromir sau Cetatea de Baltă. Cunoscut ca și cetatea a fost Enisala. Și vrei să folosești această variantă sau nu? Pentru a-mi da răspunsul. Da, răspunsul final Enisala. Răspuns corect și ai ajuns la destinație. Cornelia, tu ce faci? Încerc să mă reculeg. Cred că m-am relaxat după primul... Cum? Cred că m-am relaxat puțin și deja... Și deja ce? Ești la Tulcea, dă-mi un răspuns corect și te relaxezi de tot. Începe să-mi fie rușine. Orașul Sulina de Odinioară este descris de scriitorul Jean Bart în romanul de epocă Pădurea Spânzuraților, Europolis, Quo Vadis, Baltagul. Europolis. Așa este, răspuns corect și ai ajuns la destinație. Din păcate pentru tine, dragul meu Achim, ei au ajuns înaintea ta, au fost mici greșeli acolo, dar nu-i nimic, ai venit la Câștigă România, plus că poți pleca în buzunar cu 200 de lei, dacă răspunzi corect la următoarea întrebare. Întrebarea Câștigă România, fii atent, te rog frumos, la imaginile din monitor. Vine imediat și întrebarea, dacă îmi răspunzi corect, o să vezi ce primești pe lângă acești bani. Fii la întrebare, ți-o citesc, uite-te și la imaginile din monitor. Așa. Este de secole mijlocul de transport al pescarilor din delta Dunării. Și avem patru variante de răspuns. Te rog frumos, fii atent, uite-te acolo că e important. Caleașcă, remorcă, vodcă sau lotcă? Cu ce circulă ei? Achim? Lotcă. Bravo, răspuns corect și ai câștigat 200 de lei. Marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova. Vino încoace să-ți înmânezi acest cadou. Te rog frumos. Baftă. Bravo, bine Achim. E, acum sunt curios să văd ce se întâmplă în runda asta. Florin, ești nou venit aici. Cum simți atmosfera? M-am destins. Un pic. Un pic, un pic. Un pic. Câte nevoie. Vezi că acum e greu. Tu vezi că ea joacă un teatru de ăsta pe care eu deja l-am citit, Cornelia. Sunt emoționată. Am greșit, am stat în primul județ. Vai, ce să mă fac? Și fac, vezi, ți-a și runda asta dacă nu ești atent. Sunt cea mai sinceră. Poftim? Sunt foarte sinceră. Da, sinceră, sinceră când joci. Teatru se face sincer. Dacă nu ești sincer pe scenă, degeaba ai urcat acolo. Se simte, imediat publicul te simte. Uite, să vezi ce face și în continuare. Succes în runda a doua la Câștigă România. Cornelia și Florin. Bun. Hai cu harta. Cornelia, tu vei începe, tu ai un avans, da?
Da, pentru că ai ajuns în mai puțin pași, prin mai puține județe. Jumătate, da. Maramureș. Da. Bine. Ia să vedem unde mergem. În Olt. Bun. Hai să vedem cine ajunge primul la destinația lui. Pornim cu Cornelia. Primul pas sperăm să-l faci înainte. Acum, pe la 1600, monetăria din Baia Mare a emis o medalie din aur cu efigia voievodului român. Matei Basarab, Mihai I, Mihai Viteazu sau Radu de la Afumați? Mihai Viteazu. Mihai Viteazu. Pe așa încep tu runda? Hai să-i blocăm. Tu ce ai fi spus? La fel, Mihai Viteazu. Răspuns corect, Mihai Viteazu. Ce județ vrei să mergi? Da, Cluj. Mergem prin Cluj. Oltul este județul de plecare pentru tine, Florin. Orașul Slatina are formă de amfiteatru, amforă, arcadă, arici. Unu acolo, doi aici. Da. Dacă știi bine, dacă nu ai o variantă ajutătoare, întreabă un prieten sau ai folosit-o. Nu, nu am folosit-o. N-ai folosit-o, dată. Vezi? Deci arcadă nu, amfiteatru, să zicem că nu. Arici. Arici? Ar fi mai asemănută. Blocăm aici, nu? Da? Da, da, da. Final. Da. Știm cu toții că ariciul este un animal păros sau blană, ce are? Țepos. Ah, țepos. Iartă-mă că nu mi-aminteam cum arată ariciul. Și cam cum e un Slatina are țepi, e un oraș cu țepi, cum e? Ce formă are ariciul? Ia. Când descriem se strânge, forma ariciului. Când se strânge este rotund. Așa, și care e diferența între un arici și o minge de fotbal de sală? Sau de oină? Că mingea nu se mai desface, rămâne rotundă. E bun. E bun. Ai argumente aproape ca o soție. Numai că nu te răspundă. Ești la fel de bun. Aproape. Deci, mă, putea să fie amforă, putea să... Cum să alegi ariciu, mă? E o formă circulară, totuși. Da. Și Slatin are de arici. Adică altă formă circulară. Nu. Ariciul, da, deci chiar de arici. Perfectă. Și are și un pic de botic de ala, așa, ud. Obligator, obligator. Da. Stăm doarme, cu ariciul. Asta e foarte bună. Tu ce ai fi spus? Amfiteatru. Șopârlă. Amfiteatru. Cum? Amfiteatru. Amfiteatru este varianta corectă. Da, chiar da. Rămânem în Olt, dar poți folosi varianta ajutătoare, scoate-mă din județ la următoarea rundă, da? Bine, mergem cu Clujul, mai departe. La Cluj nu poți rezista celebrei verze dacă ești dubaș, găuăjos, pitar sau turist. Turist. Turist? Da. Bine. Nu, eu vă zic. E o rundă bună. Blocăm turistul. Tu ce zici? Dacă se face numai acolo, dacă se gătește numai acolo, la fel ca turist. Dubașe, toboșar. Dacă vedem că e un pâine. Termen acolo, că asta vrea să întrebe întrebarea, găojos, ce înseamnă? Oare n-o fi pofticios? Găojos? Regionalism. Că n-o fi dubaș, că... Nu trebuie să fii neapărat turist, că eu poate nu-s turist, poate-s localin și tot mi-i poftă de o varză. Cu tăiței sau cu ciofi, cum se face acolo. Eu m-am gândit la mine. Varza la Cluj, cu carne. N-am mai mâncat așa ceva mai bine? Dar clujenii fac treabă foarte bună, festivaluri, se dezvoltă orașul, județul, bravo lor. Județul, tu, Florin. Scoate-mă de județ. Te scot din județ imediat cu următoarea întrebare. Doar că trebuie să-mi răspunzi corect. Cum se numea ranchul familiei Ewing din serialul Dallas? Și avem niște variante de răspuns. Central Park, South Park, Hyde Park sau South Fork. Ultima variantă, South Fork.
Așa este, răspuns corect și a ieșit din județ. Acum te rog frumos, spune-ne încotrova. Aleg județul Vâlcea. Bine l-ai ales, pentru că merge în direcția bună. Noi suntem în Cluj, dăm te rog frumos un răspuns ca să mergem mai departe. Cornelia, lider al opoziției postcomuniste, Corneliu Coposu, a fost președintele PNCCD, Partidului Liberal, UNATC sau Partidului Ecologist? PNCCD. Așa este, un model pentru noi toți. Răspuns corect și mergem prin județul. Alba, Mureș. Mergem prin Mureș, zici? Da. Ne ducem în Mureș, dar suntem în Vâlcea. În pronaosul mănăstirii Cozia se găsește mormântul domnitorului și avem cele patru variante de răspuns: Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Neagoe Basarab sau Mircea cel Bătrân. Ar trebui să fie actitorul lui Mircea cel Bătrân. Corect, Mircea cel Bătrân. Doar că am nevoie de un județ. Alba. Alba. Bine. Tu ești în Mureș. Spune-mi, te rog frumos, Cornelia, a interpretat rolul principal în filmul Moartea domnului Lăzărescu. Toma Caragiu, Ion Fiscuteanu, Andy Vasluianu sau Ștefan Mihăilescu Brăila? 18 Ștefan Mihăilescu Brăila. Ștefan Mihăilescu Brăila. Bine. Păi bietul om nu mai era de mult. Moartea domnului Lăzărescu, un film din nou premiat, făcut acum, nu știu, sunt undeva la 8-10 ani, dacă nu, de când a fost făcut acest film. Și vorbim aici de Ion Fiscuteanu, care între timp ne-a părăsit. Suntem în Alba. Întrebare pentru Florin. Numele real al celui cunoscut drept Horea a fost Horea Moțu, Ion Ursan, Vasile Ursu Nicola, Nicolae Abrudeanu. Vasile Ursu Nicola. Răspuns corect, Florin. Bravo. Mergi foarte bine. Județul următor. Bihor. Mergi prin Bihor. Noi suntem în Mureș, coborând spre Olt. Încercăm, Cornelia. Unul dintre aceste lacuri nu se află în area naturală de protecție de la Sovata. Ursu, verde, portocaliu, roșu. Lacul roșu. Lacul roșu, zici, da. Bine. La fel? La fel, da. Este în Harghita. Lacul portocaliu. Culmea. Da, lacul portocaliu. Există lacul portocaliu și are legătură directă cu această întrebare. E, așa e formulată întrebarea și variantele sunt tocmai ca să aibă puțină... Este singurul care nu există. Așa era pusă întrebarea. Deci trebuia să alegi varianta care nu există. Hai, mai departe. Datorită campaniei Bihor, nu Dior, localnicii își valorifică moștenirea comercializând covoare, veste, perdele, căciuli. Covoare. Poftim? Covoare. Întrebarea nu este pentru tine. Te rog. Varianta veste. Răspuns corect! Da, când mai ai așa porniri de astea să-l ajuți, dar de la fiecare întrebare, adică nu te abține. A fost o strategie. Că până la urmă, interesul tău este să ajungă el mai repede la destinația lui, nu? Bun, județul următor. Județul Sălaj. Florin Sălaj. Tu ești în Mureș. Da. În satul Sânt Mihai de Pădure, a doua zi de Paști, oamenii fugăresc Pogăniciul, care este cel mai harnic tânăr, un iepure, un taur sau prostul satului? Vezi, aici mergea o variantă.
Arici, cu ariciul. Am fost în contratimp. Arici cu gânici. Păi... un iepure. Un iepure? Da. Final? Da. Bine. Deci e foarte frumoasă tradiția, doar că se aleg 100 de săteni din Sânt Mihai, da? Se aleg 100 de săteni, a doua zi de Paști. E adevărat că acest ritual este încheiat doar de 2 dintre cei 100, pentru că restul mor de inimă, alergând după acest iepure. Iepurele alergă repede, fac infart cam 98 din cei 100. Și e un ritual de ăsta trist până la urmă, dar ei se adună tot satul, după aceea se bucură și o să vă mai spun eu un banc altă dată. Da, iepurele face victime, cumva e o răzbunare a iepurilor care sunt mâncați practic de acei săteni din Sânt Mihai de pădure. Și de unde știai de acest ritual? Păi întotdeauna după Paște mi-aduceam nepoțica și care îi spuneam că a venit un iepuraș. Păi da, ei chiar obișnuiesc să mănânce iepurașul care aduce cadouri. Pe care îl fugăresc. Cel mai harnic tânăr este varianta corectă. Aoleo, bietul iepure. Bieții săteni, săraci, îți dai seama. Sunt tot mai puțin de atunci, de când a început cu ritualul. Sălaj este următorul județ, Florin. S-a născut în anul 1533 la Șimleul Silvaniei și a fost rege al Poloniei și Lituaniei. Napoleon Bonaparte, Ștefan Batori, Franz Iosef, Richard Inimă de Leu. În eliminare, Ștefan Batori. Răspuns corect! Cel mai important membru al familiei. Ne întoarcem la la județul Mureș. Cornelia. Acum 50 de ani, la Teatrul Național Târgu Mureș, s-a jucat această feerie a lui Alexandri. Sunt Ziana și Pepelea, Lunca din Mircești, Povestea Porcului, Cocoșul Negru. Sunt Ziana și Pepelea. Sunt Ziana și Pepelea? Răspuns final? Da. Tu ai folosit varianta ajutătoare? Întreabă un prieten? Nu. Și nu o folosești? Nu. Nu? Nu. Sunt Ziana și Pepelea. Final? Da. Ok, răspuns corect! Județul... zi. Sibiu. Sibiu să fie județul următor. Noi mergem în Maramureș, ultimul județ, destinația ta, Florin. Să vedem dacă ajungi acolo din prima. Lac glaciar în munții Rodnei, aproape de Borșa. Privit de sus are forma... Hărții României de data asta. Vulturilor, Zănoaga, Iezer, Bâlea. Apelez la varianta, întreabă un prieten. Hai să vedem, pe cine vrei să întrebi? Pe Andreea. Bună, Andreea. Bună. Ce faci? Bine. Tu ce faci? Cu ce te ocupi? Care e meseria ta? A terminat facultatea de drept și acum învăț pentru admiterea în profesie. Aha. După glas, după atitudine, o să fii bună. Mulțumesc. Succes în activitatea ta. Mulțumesc. Înseamnă că ai suflet de măicuț, așa, dacă vrei să continui. Bravo. Fii atentă la întrebare. Lac glaciar în munții Rodnei, aproape de Borșa, privit de sus, are forma unui arici. Pardon, are forma hărții României. Vulturilor, Zănoaga, Iezer sau Bâlea? Cred că ar fi varianta Iezer. Ea zice Iezer. Da, e ceea ce bănuiam și eu. Iezer. Este răspunsul final? Final. Răspuns corect! Și ai câștigat ediția. Tu 200 de lei. Bravo! Bravo, Florin! Ce frumos s-a încheiat. Pac, bani acolo, bani acolo.
se poartă. Cornelia ne-a luat oricum deja cu o ediție câștigată. Cornelia, foarte frumos că ai venit la noi, foarte frumos că ai reușit să câștigi o ediție. Drumul tău se încheie nu înainte de a-ți adresa o întrebare. Am văzut că îți plac astea cu fântânile, da, cu întrebarea câștigă România pentru 400 de lei. Întrebarea cu imagini, cu tot, sună așa. Pe Valea Rudăriei macină grânele ca pe vremea dacilor. Uită-te la mine, lasă, domnule, uită-te la acolo, la imagini, unde te întorci. Iar dansezi, faci piruete. Vrei să faci handbal? Știu pe cineva la CSM. Pivot, știi cum, în fața acolo. Îmi place mult. Deci, aia e imaginea, da? Da. Pe Valea Rudăriei macină grânele ca pe vremea dacilor. Mor de vânt, mor de sete, mor de apă sau batoze? Mor de apă. Mor de apă, hă? Asta e moară de apă? Da. Pe vezi tu apă acolo? Uită-te în față, uite acolo, monitorul, iartă-mi doar. Îmi pare rău să te anunț că răspunsul tău este corect și ai câștigat 400 de lei. În total 1900 de lei, pentru că ai câștigat și o ediție și Marea Istorie Ilustrată a României și a Republicii Moldova. Sărut mâna! Felicitări! Și am ajuns la runda a treia. Florine, ești concentrat că te uiți, da, urât la mine? Da, 100%. A, da? Da. Păi stai deocamdată, relaxează-te, că încă n-am început. Cum ți s-au părut concurenții? Sincer. Nu pot să apreciez. Au fost alte întrebări? A, n-am avut aceleași ca întrebările tale. Nu, am avut... Alte întrebări, acum am sesizat. Da. Da. Uite, și de atâta timp fac emisiunea asta și nu mi-am dat seama că concurenții au întrebări diferite. Diferite, da. Fantastic. Mulțumesc pentru informație. Cu această informație o să începem runda a treia la Câștigă România cu Florin Nene. Fii atent la primele 6 întrebări. Mi-aș dori foarte tare să-ți dublez suma pe care ai câștigat-o astăzi. Dar hai să vedem harta, alege județul. Județul Prahova. Ai câștigat 1000, poți pleca 2000 și mai bine, în funcție de ce faci la această rundă. Prahova este județul de unde plecăm. Nu te pripi, uită-te bine la variantele de răspuns și la întrebare. Noi o să începem această rundă acum. În 2004, Nicu a câștigat marele premiu și trofeul Vocea Asiei la Almata, în... Kazahstan. Corect. Județ. Dâmbovița. Numele câinelui de vânătoare din povestirea Puiul de Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Nero. Corect. Argeș. Județ. Argeș. Pe teritoriul județului se află o parte a acestei câmpii. Hai. Găvanul Burdea. Bine! Județ! Brașov. Mergem în Brașov. Grijă! A realizat emisiuni TV despre gastronomie și a scris bucate, vinuri și obiceiuri românești. Radu Antor Roman. Corect! Hai, mai avem un pic. Buzău. Buzău! Atenție și la întrebarea asta. Sfânt ocrotitor al zonei, martirizat în apele Buzăului. Sfântul Sava Gotul. Corect! Și mai avem o întrebare. Ialomița. Ialomița. Nu te grăbești. Strachina este denumirea ialomițeană a... unui lac. Răspuns corect și ai dublat suma! Excelent, Florin! Mulțumesc tare mult! Calculul este foarte simplu. Ai câștigat 3000
200 de lei, pentru că se dublează toată suma, acumulată, inclusiv aceste 6 întrebări cu răspuns corect. 3200 într-o singură ediție. Foarte frumoasă performanță, te invit în față, să ne lărăm rămas bun. Vino încoace, ne vedem mâine seară, frumoasă evoluție, cum spuneam. O să vedem cine sunt concurenții cu care o să te bați mâine. Succes! Voi intrați pe Insta și pe Facebook, acolo ne găsiți. Până mâine seară, când ne revedem la 8 seara, puneți mâna pe carte, că nu urzică! Ceau! La Câștigă România. Eu nu înțeleg cum puteți recita fără trăire, mă. Haide să ne sfătuim. Nu, tu faci ce vrei. Eu îți spun cum e bine. Să vedem dacă m-ai păcălit. Băi, bravo, domnule! Puneți o întrebare grea, vă rog, să duduie. Așa zi trăit acum, că atât am putut să fac. Câștigi tu, Câștigă România.